a fost o săptămână grea. Merităm și noi un pic de relaxare, nu? Da, tu, în sfârșit. După toate testele pe care le-am avut, după toate prezentările de proiecte și după ce ne-am asigurat notele bune, aha, chiar merităm. Îmi aduc aminte când eram mică și mă punea mama să dorm la prânz. Cea mai oribilă activitate. Nu-mi plăcea deloc. Dacă aș fi știut atunci cât o să-mi doresc mai târziu să pot dormi la prânz măcar o oră, poate dormeam cu mai mult chef. Ce fain ar fi fost! Ah, Doamne! Dar azi nici nu știu cum aș vrea să mă relaxez mai bine. Să dorm sau să fac altceva? Auzi, știi ce? De dormit ai timp și noaptea. Ce zici dacă mergem noi două acum să vedem un film la mall? A? N-ar fi fain? Ah, ce fain! Să știi că nu zici rău! Mi-ar prinde bine un pic de companie la relaxare. La ce film te gândești? E unul nou. Place tuturor, se numește... Oh, hei! Vrei să vii cu noi la cumpărături? Am auzit că sunt reducerea azi mari, ca de sfârșit de săptămână. Ar fi super! Mi-ar plăcea să... Upsie Daisy, nu vorbeam cu tine, vorbeam cu prietena ta. A? Ce zici? Vii? Eu? Să vin cu voi? Am așteptat 3 ani și jumătate momentul ăsta. În sfârșit intru și eu în rândul celor populari. Stai, dar cum rămâne cu filmul? Nu știu despre ce film vorbești. Hai, pa, ne vedem luni, înapoi la școală. Ciao, ciao, pussy! Alo? Bună! Nu vreau să te țin mult. Voiam doar să te întreb ceva. Ai chef să mergem la un film? Tocmai am terminat orele și... Vai, stai, mai întâi să iau o gură de ceai. Vai, ce bolnav sunt. Și febră. Da, am și febră, febră mare. Oh, ce păcat, ce păcat. Aș fi venit cu tine la film, dar... Îmi pare rău pentru tine. Dar ce se aude? Așa gălăgie la tine acasă? Gălăgie? Nu e gălăgie, ți se pare. Adică, na, e televizorul. E pornit televizorul. Să mai distragă puțin atenția de la răceala asta insuportabilă. Înțeleg. Destul de ciudat. Eram aproape sigură că se aude altceva. În fine, nu te mai rețin. Însănătoșire grabnică. Mersi, papa. Bolnav în pat, zici. Of, ce păcat. Chiar și tu. Am venit să văd ce faci și să mă asigur că rămâne stabilit ce am discutat pentru mâine. Păi, rămâne stabilit. Te-ai răzgândit? Ți-ai făcut alte planuri? Dacă mi-am făcut alte planuri, cu cine? În fine, lista mea de prieteni din viața reală nu e lungă, așa cum e cea de pe Facebook. Și dacă vrem să comparăm și cu numărul de urmăritori de pe Insta, se vede clar că în viața reală nu mă prea observă nimeni. Grupuri peste tot, iar eu nicăieri. Ei, hai, că nu cred că lista ta de prieteni din viața reală e chiar goală. Ai dreptate, nu e. Are un singur nume pe ea. Numele tău, cu dublu rol, prietenă și prietenă cea mai bună. Felicitări pentru titlul obținut. Primești și o diplomă specială. Aplauze, vă rog! Mulțumesc! Mulțumesc tuturor! Pe mâine atunci, mă duc spre casă. A trecut o oră și jumătate, iar ea nu mai vine. Până la urmă, lista de prieteni poate fi și complet goală. De azi voi petrece mai mult timp cu mine și cred că îmi va plăcea mai mult compania mea.
Deși nu ne dorim să fim singuri, în viața noastră vor fi perioade de singurătate. Vei fi mereu înconjurat de oameni și totuși uneori te vei simți singur. Amintește-ți atunci faptul că nu ești primul și nici singurul care se simte singur. E dureros să fii dezamăgit de cine nu te aștepți, să vezi grupuri în jurul tău, iar tu să fii exclus, ca și cum locul tău nu e aici, ca și cum nimeni nu te vrea în preajmă. Dar cum nu te poți feri de inevitabil, ai la dispoziție ocazia de a învăța să te bucuri de compania ta. Singurătatea e locul și timpul oportun în care să-ți dai seama că poți și de unul singur, că nu ai nevoie de nimeni ca să fii întreg. Iar la momentul potrivit, oamenii potriviți îți vor deveni prietenii potriviți. Susține și tu proiectele culturale Bookland. Împreună inspirăm tinerii din România.